Terorismul este una dintre principalele probleme pe care le are omenirea în această perioadă. În ultimii ani, țările din vestul Europei, precum și cele din Orientul Mijlociu sau Africa, au fost lovite de acte de terorism. De-a lungul istoriei, islamul a fost marcat de schisme și dispute teologice care au avut ca efect apariția unor ramuri distincte. Principalele ramuri ale islamului sunt reprezentate de islamul sunnit și islamul șiit. Inițial, islamul s-a răspândit în Arabia, apoi în întregul Orient Mijlociu și Nordul Africii. După numărul de adepți, este a doua religie în lume după creștinism. Anul 1968 poate fi considerat anul în care a apărut terorismul modern. Atunci, Frontul Popular pentru Liberarea Palestinei a deturnat un avion al Israel Airlines ce zbura pe ruta Tel Aviv-Roma. Dacă deturnări de avioane de pasageri au mai avut loc și înainte, aceasta a fost prima dată când un zbor era deturnat pentru că aparținea unui anumit transportator. De asemenea, a fost prima dată când pasagerii au fost folosiți ca și ostatici pentru cererile făcute publice guvernului israelian. Acest incident a atras atenția jurnaliștilor de pe întreg globul. Fondatorul FPP, George Habas, a ținut să precizeze că, cel puțin, lumea vorbește despre noi acum. Un alt aspect al internaționalizării terorismului este cooperarea dintre organizațiile extremiste care desfășoară operațiuni teroriste. Cooperările dintre grupările palestiniene și radicalii europeni au început încă din 1970, în timp ce operațiunile comune între FPP și Armata Roșie Japoneză au debutat cu anul 1974. Din acea perioadă și în prezent, cooperarea teroristă internațională a continuat să se dezvolte. Un alt exemplu elocvent este în acest sens bombele exportate de Armata Republicană Irlandeză în regiunile îndepărtate, cum ar fi Columbia. Statutul actual al terorismului. Cel mai mare act al terorismului internațional a avut loc la data de 11 septembrie 2001, când teroriștii islamici au detonat mai multe avioane civile și le-au folosit pentru a ataca World Trade Center, turnurile gemene din New York City și Pentagonul din Washington. Alte atacuri teroriste majore au avut loc de asemenea la New Delhi, când Parlamentul indian a fost atacat, la Bali, unde o bombă a curmat viața a peste 200 de oameni, la stațiile de metro din Londra, la Madrid, când mai multe explozii au avut loc în 4 trenuri, în Nigeria, Pakistan și cele de la Paris. Epicentrul operațional și strategic al terorismului islamic se află în partea centrală a Pakistanului, în Afganistan și Siria.